Bună seara și bine ați venit la emisiunea Bai Alexa. Îmi cer scuze că am întârziat, dar așa face colegul meu Cartianu, mă iubește foarte tare, așa că întârzie. Astăzi seară vom vorbi despre Traian Băsescu, mediator în Orientul Mijlociu. Și bineînțeles că l-am invitat în studio pe corespondentul nostru la fața locului, pe Andy Laslău, care este jurnalist la Nașul TV. Bine ai venit și bine că ai avut răbdare, Andy. Bine te-am regăsit, Alexa. Știi că întotdeauna vin la tine cu plăcere. Mulțumesc frumos. Înainte de a începe să povestim despre vizita președintelui Traian Băsescu în Orientul Mijlociu, aș vrea să vorbim puțin despre context și anume despre faptul că Israelul se află în mijlocul unor negocieri în această perioadă, unor negocieri de pace, o pace așa cum spunea și Traian Băsescu în declarația sa pe care o vom avea mai târziu, da? O pace care este destul de greu de obținut sau foarte greu de obținut. Dacă e să ne gândim, vorbind de un Orient Mijlociu care este dominat de neliniște de ani de zile. Sigur. De fapt, de mai multe decenii, ori e foarte greu să faci pace între Israel și Palestina. Păi nebunia a început în 1967, când să nu uităm că Israelul a cucerit Cisjordania și Fâșia Gaza și de atunci datează această neînțelegere, ca să spun așa. Și vorbim de două popoare foarte ambițioase, sigur, dintre care niciunul nu este dispus să renunțe, niciunul nu vrea să cedeze, țin foarte mult atât la teritorii, cât mai ales la orașele lor simbol. De exemplu, Ierusalimul, care este un oraș simbol atât pentru Palestina, cât și pentru Israel. Capitala neoficială a Palestinei este Ierusalimul, pe când Israelul are Ierusalimul ca și capitală administrativă, ca și a doua capitală. Sigur, are parlamentul acolo, are multe instituții ale statului, deși capitala oficială este Tel Aviv. Ai fost pentru prima oară, am înțeles, în Israel. Da, pentru prima oară în Israel, nu pentru prima dată în teritoriile arabe. Da. Te rog să ne spui cum ți s-a părut Israelul, Palestina, cum ți s-a părut această vizită, cum a fost pentru un jurnalist de televiziune această vizită? Cred că primul lucru care te frapează în momentul în care calci pe pământul israelian, pe aeroportul din Tel Aviv, este numărul foarte mare de forțe de ordine. Deci este o țară pur și simplu militarizată, Israelul. E ceva normal ca pe stradă să vezi soldați în uniforme cu puști automate, kalașnicoave sau alte tipuri de arme. Cert e că am văzut pe străzi, de când am intrat în aeroport, după cum spuneam, și când mergeam pe străzi și în Tel Aviv și în Ierusalim, am văzut oameni înarmați pe stradă, tineri, soldați, inclusiv femei, fete de fapt, că ne vorbim de tineri de undeva de la 18 la 20 de ani. Deci sunt soldații foarte tineri, dar sunt tot timpul cu arma pe umăr. Sunt pașnici, râd, glumesc. Ei, povesteam la un moment dat cu unul din ei, la un moment dat, pentru că sunt deschiși, pentru că este ca un job armata. Ei merg cu uniforma, cu armele acasă. În Israel toată lumea face stagiu militar, și femeile și bărbații, da, un stagiu de 5 ani. Și practic sunt soldați pe viață, oricând e nevoie de ei, trebuie să răspundă la comandă. Femeile e mai puțin obișnuit să facă acest stagiu militar, deși mi-aduc aminte de vremurile când și fetele făceau stagiu militar, da? În Israel e ceva normal. Aici a devenit ceva normal. Nimeni nu considera normal acest lucru. Dar cum ți s-a părut Palestina? Palestina e surprinzător la fel de militarizată. Singura diferență ar fi că sunt mai puține femei cu arme, dar am văzut și femei soldat. Diferența majoră e acel acoperământ care l-au pe cap, acel batic, acea eșarfă, pentru că burca, religia, acea burca, da, pentru că religia musulmană este mult mai strictă. Dacă în Israel undeva este o egalitate între femei și bărbați la acest capitol, în Palestina se poate vorbi de egalitate, acolo bărbații sunt majoritari. În schimb, până și în garda prezidențială palestiniană am văzut soldați femei, dar cu burca și peste burca era chipiul. Da, foarte pentru interesant. Chiar s-a atras atenția să nu cumva să filmăm femeile care nu au acea burca pe cap, pentru că e practic o infracțiune în Israel, în Palestina, să apari în felul ăsta. În Israel, dacă te uiți, știi ce pare ciudat? Faptul că deși vezi soldați cu arme pe stradă, ca și cum te afla în mijlocul unui război, oamenii sunt foarte degajați, fac parte din peisaj. Pur și deja s-au obișnuit. Da, tinerii sunt undeva
ca în Occident, și în Tel Aviv și în Ierusalim, și soldații râd, glumesc cu trecătorii, deci fac parte din peisaj. Nu e, deci a intrat în obișnuit. La fel cum într-o seară, când eram acolo, ne uitam pe cer și ne s-a părut că e o stea căzătoare. La care ne spune cine? A, eu doar un obuz care e la Haifa. Da. Deci era ceva normal, ca și cutremurile în Japonia, nimic anormal în toată chestia asta. În rest, așa, ca peisaj, ca... Bine, acolo e deșert, desigur, vorbim de peisaj. Că eu știu, am niște prieteni din Israel care au venit în România special să culeagă frunze ca să ducă nepoților. Uite, apropo de peisaj, că da, sunt imagini, o parte din imaginea pe care le-am filmat, sunt în zona cetății Ierusalimului, unde se află și celebrul zid al plângerii, unde este plin de turiști, dar și plin de soldați, cred că s-au și văzut în, în imagini. E o zonă, cum să zic, în care vezi tot felul de oameni. Am întâlnit acolo și români, și arabi, și ultraortodoxi cu celebrele lor pălării mari, cu perciunii aceia lungi. Deci e un mix de oameni, dar toți sunt, vin să se roage acolo, pentru că e un loc sfânt atât pentru creștini, cât și pentru mozaici, cât și pentru musulmani. Deci de-aia Ierusalimul este un... E practic divizat în mai multe bucățele, dar e ca un tot unitar. Am văzut cam toate religiile acolo. Am înțeles. Dar coexistă în pace. Deci, cel puțin din punct de vedere religios, Ierusalimul a reușit să ajungă la un numitor comun. N-au mai fost, povestem și cu jurnaliștii izraelieni, n-au avut parte de atentate în ultima vreme. Adevărul că la măsurile de securitate care se iau în acea zonă e și greu. Uite, după cum spuneam, soldații de care vorbeam... Ei, vă, sunt relaxați, sunt degajați, râd, zâmbesc. Că n-au mai fost conflicte în ultima vreme, dar... Mă refer de la Ierusalim în momentul ăsta. Numai la Ierusalim. Dar să nu uităm că între Israel și Palestina este practic o fâșie, un no man's land, unde vezi doar câteva case și alea, că am rupt în două de bombe. Din păcate n-am apucat să descărcăm toată imaginea ca să vi le arătăm. În schimb, e o zonă de care e aproape un, se poate spune, o graniță naturală, pentru că e o zonă de dealuri, de munți. În altă ordine de idei, ei sunt și într-o perioadă acum când se poartă negocieri sau se gândesc la negocieri. Acum că... se gândesc mai mult la negocieri decât până acum. Să nu uităm că, cred că undeva semnalul a fost dat de John Kerry. Da, administrația Obama a stabilit un termen limită pentru acordul încheiat între Israel și Palestina, care are termen aprilie 2014. Deci, practic, au mai rămas, cam două luni și ceva. Și tocmai pentru asta, la începutul săptămânii, tocmai de acest motiv s-au aflat atât în Israel cât și în Palestina și Traian Băsescu și premierul Canadei. Tocmai pentru a încerca să întărească această tentativă de a se ajunge totuși la o pace într-o zonă cutremurată de lupte atâtea zeci de ani. Pentru că e o tradiție pentru România să medieze conflicte, mai ales în Orientul Mijlociu, nu? Acum a intrat și Canada în acest rol de mediator. Traian Băsescu chiar a spus că România practic nu ține parte nici a Israelului, nici a Palestinei. România ține și cu Israel și cu Palestina, ține cu cetățenii cele două țări, relațiile sunt bune cu ambele state și e normal ca să-ți dorești ca cu cele două state prietene să fie și prietene între ele, sau măcar bune vecine. Așa este. Trebuie să spun că Simon Peres chiar l-a felicitat pe Traian Băsescu pentru importanța pe care o are România în NATO și în ceea ce privește NATO și UE. Și Traian Băsescu, la rândul lui, a vorbit despre compromisul pe care ar trebui să-l facă Israelul și Palestina, referindu-se la compromisurile franco-germane, da, care au dus cu... la 70 de ani de pace în Uniunea Europeană. Pentru că tot am vorbit de discuțiile care au avut loc la Ierusalim între Traian Băsescu și Simon Peres, propun să vedem declarația făcută în conferința de presă comună a celor doi, declarația comună, după care revenim să comentăm, dacă ești de acord. Sigur, cum să...
care Israelul și palestinienii încearcă găsirea formulei de pace, de pace continuă, de pace temeinică, de pace care să aducă prosperitatea și în lumea arabă. Suntem susținători a inițiativei lui John Kerry și avem convingerea că Israel va face tot ce ține de el pentru a asigura poporului lui și regiunii pacea. Cred că nu este lucru mai important pentru un politician ca la un moment dat să spună poporului: eu v-am adus pacea. Sigur, pacea nu se obține ușor. În Europa s-a obținut cu sacrificii uriașe și chiar cu sacrificii de suveranitate a statelor europene. Marea concesie reciprocă, marele compromis franco-german au asigurat Europei pacea. O pace care are 70 de ani și care n-a mai fost întâlnită în Europa. Compromisul franco-german poate fi o lecție și pentru această regiune. Așadar, cum spuneam adineaori, Traian Băsescu a făcut o paralelă între compromisul franco-german, între pacea europeană de 30 de ani și starea de 70 de ani și starea conflictuală care domnește în Orientul Mijlociu de mai bine de 30 de ani. Sigur. Asta m-a încurcat puțin cifrele, îmi cer scuze. Și deci am pomenit despre decizia administrației Obama în privința acestui acord care ar trebui încheiat. Trebuie să mai spunem că SUA, după 9 luni de tratative, a constatat că nu s-a ajuns la niciun fel de consens, la niciun fel de înțelegere. Fiecare a ținut să aibă nimeni nu vrea să cedeze, ultimul de cuvânt. Da, nimeni nu vrea să cedeze, de fapt. Dar în Israel s-a obținut ceva care n-a mai fost până acum, și anume un consens între, între primul ministru, ministrul de finanțe și chiar ministrul de externe, care a fost o lungă perioadă de timp împotriva încheierii acestui acord. Toți au ajuns la concluzia că această oportunitate nu ar trebui ratată. The Times a scris despre acest acord și a scris totodată că el este secret, însă ei au ținut să ne explice, nu știu dacă aveau surse. Probabil că aveau niște surse din moment ce au scris despre asta, și anume că ar urma să permită o anumită prezență militară israeliană pe malul stâng al Iordanului, chiar și în condițiile unui stat suveran palestinian. De partea cealaltă, Organizația pentru Eliberarea Palestinei ar urma să recunoască caracterul evreiesc al statului Israel. Practic, Organizația pentru Eliberarea Palestinei este actuala autoritate națională palestiniană, exact, cum ar veni președinția palestiniană. În schimbul acestor două concesii, ți-am spus ceea ce am spus mai devreme, partea israeliană ar accepta revenirea la punctul 1967, adică la teritoriile ocupate, Cisjordania și Fâșia Gaza. Adică ar accepta ideea ca Palestina să existe, sigur, ca stat, ceea să ce până acum... Stat. Bineînțeles că sunt amendamente în această privință, nu-i totul chiar
rezolvat, spunem... Și politicienii din Israel, să știi că nu au căzut deocamdată... Toți, n-au găsit un numitor comun. Da, Shimon Peres este adeptul păcii chiar și cu compromisuri. Da. Dar să nu uităm că nici el nu are o majoritate foarte puternică în spate. Nu are. Ori opoziția este foarte tranșantă în privința cederilor. Am înțeles că Traian Băsescu a discutat și cu opoziția. Da, a discutat și cu liderii opoziției, deci practic și cu puterea și cu opoziția, și cu premierul Benjamin Netanyahu. Să uităm că nu este prima întâlnire cu acești înalți oficiali izraelieni. Traian Băsescu a mai fost în Israel și în urmă cu 5 ani cu același motiv. Uh-huh. Și să nu uităm o chestiune care probabil cu mulți s-au trecut-o cu vederea. Faptul că în urmă cu puțin timp înainte de vizită, cu cam 200 mâini și ceva, a venit Victoria Nuland la București, care... E greu de crezut că nu a avut nicio legătură cu acea vizită care se știa deja că urmează vizita președintelui. Adică tu presupui că a dat startul acestei vizite. Deci nu pot să cred că nu au avut loc discuții între Traian Băsescu și Victoria Nuland în acea întrevedere ascunsă de ochii presei și despre aceste aspecte, având în vedere putem că semnalul că nu a venit știm. De la Washington. Ori la acest nivel de secretar de stat... Nu cred că nu s-a discutat și despre acest aspect. Da, e posibil, dar putem doar presupune. Da, deocamdată... Nu avem date certe, vorba în momentul aia. În care am întrebat administrația prezidențială, nici nu am primit un răspuns nici afirmativ, nici negativ. Ceea ce știm și noi și tăcerea un răspuns. Mă rog, și tăcerea un răspuns, da. Adevărul că atâta vreme cât se poartă negocieri extrem de tranșante, extrem de dure, e foarte greu ca un terț... un arbitru în cazul ăsta, să-și dea cu părerea, pentru că orice discuție... Un mediator. Sau un arbitru, de ce nu? E cam același lucru. Andy, spune-mi care a fost, cum să spun, comportamentul lui Mahmoud Abbas în privința... Ce declarație a făcut Mahmoud Abbas? Mahmoud Abbas a fost un pic mai reticent. Practic a fost un pic deranjat... De ceea ce a spus Traian Băsescu, de faptul că undeva trebuie să ajungă un compromis, dar și Palestina să cedeze. Pentru Mahmoud Abbas, restabilirea adevărului istoric este cel mai important lucru, pentru că, să nu uităm, Mahmoud Abbas este continuatorul lui Yasser Arafat. Lui Yasser Arafat, da. Liderul Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Chiar în, probabil că puțin știu, chiar în curtea administrației prezidențială din Ramallah, este mauzoleul lui Yasser Arafat. Și un lucru care ne-au spus cei de acolo, de administrația prezidențială, acel mauzoleu este, deși este un mormânt, practic, un mauzoleu din piatră, foarte modern, acel mauzoleu este unul mobil. Și cum adică mobil? Mobil. Și știi de ce? Cam, și ne-am întrebat, de ce un mormânt mobil? Ce, pentru că mormântul ăsta trebuie să ajungă în capitala adevărată a Palestinei. Și care e acea capitală, am întrebat noi? Ierusalim. Am înțeles. Practic, pentru Palestina, stabilirea capitalei la Ierusalim este punctul cel mai important. Ori e greu ca două state să aibă capitala în același oraș. Dacă e să facem o paralelă cu Europa, ar fi Berlinul divizat. Ierusalim e la fel de divizat ca și Berlinul. Este... Dar nu e aceeași situație ca în Germania, da. Pentru că... Acolo s-au acceptat lucrurile, aici e mai greu. Și apropo de acceptare, deocamdată atâta vreme cât între cele două state există ziduri, și am văzut un zid mai înalt decât cel al Berlinului, da. Un zid de beton. L-am văzut și eu în poze. Noi l-am văzut pe viu. Dacă de pe un deal acel zid se vede șerpuind, e practic o graniță dură, iar la ieșirea din Israel este o pancartă roșie pe care scrie cetățenilor israelieni le este interzis accesul în această zonă. Uh-huh. Iar străinii sunt avertizați că după acest indicator părăsiți Israelul, mai departe sunteți pe cont propriu. Adică statul Israel nu mai răspunde. Asta după cum spuneam, pentru că întâi nu intri direct în Palestina, intri în acel no man's land, care e un deșert stâncos, e o pustietate. Mai vezi doar câțiva... E toată zona, e deșert, oameni e pustietate. Cu caprele. Da. În schimb, șocul când ajunge în Palestina, la început dai de niște ruine pe ambele părți ale drumului,
un drum care spune tot pentru o țară aflată în conflict e mai bun decât multe în șoselele românești făcute pe bani grei. Trebuia să fac paranteza asta pentru că nu ne-a zguduit ca pe DN1. Să nu vorbim de lucruri sfinte în casa spânzuraților, vorba aia. Ori, ca să continui puțin, șocul cel mai mare, știi care a fost? Momentul în care am intrat în Ramala, în capitala lor temporală. Temporară, pentru temporală. Că nu este o capitală definitivă, nici nu o consideră așa. Este o capitală de moment. Acel oraș pur și simplu este clădit de la zero. Este un oraș nou, un oraș unde clădirile sunt ridicate din aceeași rocă, din aceeași piatră, ca și în Ierusalim. Deci arhitectura seamănă izbitor de mult și care îmbină arhitectura tradițională palestiniană cu arhitectura modernă. Deci vezi clădiri de birouri, vezi branduri cunoscute. E simt că ești un oraș nou. Nu pot să spun, am fost și în câteva hoteluri de acolo unde au avut loc diversele întrevederi și recepții. Care sunt condițiile? Deci nu zici că ești într-o zonă de conflict. Dar în schimb, la fel. Se păstrează aparențele, presupun. Granița este, cum să zic, împodobită, în ghilimele, cu sârmă ghimpată. Asta am văzut că e. Dar eu, la un moment dat, am dat de o poartă ruginită, care undeva, din când în când, o mai închid. Asta e partea palestină. În partea izraeliană, sunt sisteme de securitate peste tot. E plin de camere de luat vederi, foișoare cu sniper pregătiți să intervină. Sunt un fel de... Am văzut niște găuri în pământ și întrebasem unul din ghizi. De ce sunt găurile astea? Păi dacă nu încetinesc, pe acolo sunt niște țepe metalice. Dacă cineva încearcă să forțeze granița și să zicem că ar trece prin celelalte mijloace de protecție, sunt acele țepe care practic îți intră și în caroserie, nu doar în cauciucuri. E un sistem foarte bine pus la punct. Am înțeles. Controlele sunt foarte stricte, noi am beneficiat un pic de controle mai lejere pentru că eram într-o delegație oficială. Trebuie să spunem că am fost escortați până la graniță de armata izraeliană și de poliție, de adincolo de graniță ne-a preluat forțele palestiniene, la fel cu antemergători. Pentru că fiind delegație oficială, asta e regimul. Cum te-ai simțit zilele astea așa înconjurat de multă, cum să spun, multă armată? Te-ai simțit în largul tău? Pot să spun sincer că nu mi-a conferit neapărat o siguranță faptul că erau mulți oameni armați în jurul meu. Pentru că acei oameni armați sunt acolo nu pentru sunt înarmați pentru a riposta în cazul unor atacuri. Deci nu te-ai simțit prea confortabil. Nu poți să te simți confortabil în momentul în care vezi oamenii înarmați pe străzi și în Palestina vezi nu doar soldați, și civili înarmați. Și nu cu pistoale, ci cu puș-mitraliera. Adică serios înarmați. Ori, bineînțeles că nu lipsesc de pe clădiri și lunetiștii. Atât în Israel cât și în Palestina. E o paralelă care undeva seamănă cele două țări. Teama unora de ceilalți e foarte mare. Am văzut pe site un articol pe care l-a scris colega noastră Cristina Pânzaru. Motivul nedeclarat al vizitei președintelui în Israel și Palestina, o ipoteză de lucru. Spune-ne mai multe despre ipoteza asta de lucru. În ea, ca și concluzie, să spun așa, ca să înțeleagă și telespectatorii despre ce vorbim, este faptul că se presupune, așa au tras colegii mei concluzia, sau mă rog, așa, s-au gândit că ar fi o posibilitate, că e doar o presupunere, că Traian Băsescu, după terminarea de-al doilea mandat de președinte, va ocupa o poziție importantă în structura NATO și anume secretar general al NATO. Da, secretar general, ținând cont de faptul că... Ce a dus-o pe Cristina sau ce v-a dus pe amândoi să vă gândiți la această posibilitate? Practic este un lanț de, să le zicem, coincidență. Pornind cu vizita Victoriei Nuland la București cu puțin timp înainte de deplasare, deplasarea președintelui Traian Băsescu în Israel și teritoriile palestiniene. O altă coincidență, vizita simultană
a premierului Canadei, care Canada este un stat membru al Commonwealth-ului britanic, vizită în același timp, s-au desfășurat cele două vizite, și premierul canadian a avut un mesaj asemănător cu cel al lui Traian Băsescu, uh-huh. La fel, un pacificator venit să să ajute cele două părți să ajungă la un comun acord. Pentru canadieni a fost ultima vizită a unui oficial canadian de un asemenea nivel a avut loc în urmă cu 14 ani. Traian Băsescu a mai fost acolo în urmă cu 5 ani. Să nu uităm că nu multe state recunosc Palestina, acceptă statul palestinian. Ori cele România și Canada sunt de cele care recunosc Palestina. Până la urma urmelor... Și au relații bune și cu Israelul. Până la urma urmelor, poziția, poziția pe politică externă pe care și-a asumat-o România este poziția corectă. Da? O poziție de neutralitate. De neutralitate. O repet, Traian Băsescu nu a pus România nici de partea Israelului, nici de partea Palestinei. Pur și simplu, a spus că România trebuie să rămână la mijloc, să rămână un mediator care să ajute cele două părți să ajungă la un numitor comun. Ori, acum, ca să continuăm puțin scenariul nostru, Traian Băsescu, în repetate rânduri, s-a arătat un suport al viziunii lui John Kerry pentru această regiune, pentru pacea în regiune, acea pace după... De fapt, ideea acestui acord a fost a lui John Kerry. Da, de la John Kerry a pornit, da, de fapt, totul. Iar... în plan de politică externă, să nu uităm că acel politician care va reuși să facă, să-l facă pe Shimon Peres și pe Mahmoud Abbas să bată palma, ca să spunem așa, și nu doar pe aici, toți politicienii de acolo să ajungă la un numitor comun, va rămâne clar în istoria omenirii. Exact. Să nu uităm că Traian Băsescu... Nu știm dacă va reuși sau nu să o facă. Nu ne dăm cu presupusul. Nu, păi nu putem ști ce va fi. A fost o ipoteză de lucru, un lanț de coincidență care... Undeva noi ne-am gândit că sunt prea multe coincidențe. Am înțeles. Și what if? Ce ar fi dacă? Știi că au mai circulat zvonuri și în mediul online și în o anumită parte a presei despre o posibilă... Mai ales că mandatul actualului secretar general se termină în curând. Iar mandatul lui Traian Băsescu în România la Cotroceni se termină în luna noiembrie. Da. La sfârșitul lunii noiembrie. Eu propun acum, dacă ești de acord, să ascultăm și declarația pe care a făcut-o Traian Băsescu la Ramala. Sigur. În vizită la Mahmoud Abbas, după care să continuăm discuția, pentru că se leagă perfect. Sigur, ne uităm. Domnul președinte, că România susține fără rezerve inițiativa de pace a secretarului de stat Kerry și în același timp am subliniat faptul că ne sunt cunoscute dificultățile negocierilor. Fie că vorbim de problema teritorială, fie că vorbim de problema refugiaților, fie că vorbim de securitatea frontierelor, fie că vorbim de recunoașterea reciprocă sau de statutul Ierusalimului, toate sunt probleme extrem de delicate și dificil de negociat. În același timp, am menționat punctul nostru de vedere și care cred că este punctul de vedere al tuturor celor care iubesc această regiune, care o respectă, că niciuna din aceste probleme nu poate fi rezolvată fără compromis. Un compromis care să aibă un singur obiectiv. Două state în securitate și pace. Este foarte ușor, când nu vrei să ajungi la compromis, să te cam cramponezi de istorie. Dar rostul negocierilor palestiniano-israeliene este să aducă pacea, nu să restabilească adevărul istoric. Adevărul istoric poate să rămână în cărțile de istorie, și compromisul pentru realizarea păcii este ceea ce trebuie obținut acum. Exact cum spuneam. Da. Pacificatorul Traian Băsescu, arbitru între Israel și Palestina. Sau mediator.
Da. Vreau să spun că Traian Băsescu are un atum plus față de reprezentantul Canadei în această chestiune, pentru că România este într-o zonă geostrategică deosebit de importantă. Și mai are un atum. Faptul că România a avut relații foarte bune și cu Israelul, da, și cu izraelienii, dar și cu Palestina, și cu palestinienii. Și cu Statele Unite. Și cu Statele Unite. Da. În Israel și în Palestina am cunoscut mulți oameni care, când, în momentul în care am spus România, a, ce țară frumoasă, am învățat acolo, am prieteni care au învățat acolo. În Israel la fel. Deci sunt undeva legați de... Dar ți-am zis că istoric suntem legați. Și istoric și prin relații. Până și Nicolae Ceaușescu avea o relație bună și cu Israel și cu Palestina. Da, și el la un moment dat a fost mediator, să nu uităm. Adu-ți aminte că și el se ocupa de această Deși țările din blocul răsăritan nu prea aveau relații bune cu Israelul la acel moment. România, nici n-aveau cum să aibă. Poate Rusia, care era un pic mai apropiată pe anumite laturi. Păi Rusia era apropiată pentru că vreau să spun că își lua bani buni ca și Ceaușescu de pe urma asta. Să nu uităm că cei care doreau să plece trebuiau să cotizeze. Da? Și da, lui Ceaușescu și în partea cealaltă. Din păcate, asta e istoria. Nu e o istorie neapărat frumoasă, dar pentru România poate a fost un atu. Atul că a reușit să aibă relații foarte apropiate cu ambele state. Oricum, dacă în privința politicii externe am avut o areșcare continuitate în acești ani, în politica internă, ce să mai spun, poate ne obligă faptul că suntem în Uniunea Europeană să păstrăm o linie și să nu mai deviem de pe ea. Asta a fost o mică paranteză. Uniunea Europeană nu poate impune statelor membre să păstreze o anumită linie. Nu, în mă schimb, gândeam eu așa, că pentru că profităm... Are mecanisme de coerciție foarte bine puse la punct. Să nu uităm ce a pățit și Ungaria când Victor Orban derapase, da. Austria când s-a ales cu un extremist care a câștigat alegerile și care s-a retras de bună voie când a văzut în ce s-a băgat. Deci Uniunea Europeană funcționează ca un tot unitar. Ori e ca un organism care, dacă un organism funcționează, vin anticorpii și mai reglează pe acolo. Și te trezești că primești și o pedapsă mică, dar substanțială. Ne-a venit și raportul MCV. Asta vreau să spun. Parțial care... favorabil, dar nu datorită actualilor guvernanți. Da, acolo sunt scrise lucruri clar. Deci chiar o să fac o emisiune pe tema... Trebuie, pentru că... O discuție pe tema... De aia trebuie să mă uit și eu ce scrie foarte bine. Undeva în mass media din România nu a reflectat nici această vizită din Israel și nici MCV-ul, întrucât toți au preferat să pună pe prim plan accidentul aviatic. Nu zic, este un subiect important, dar nu poți să negi că există și alte subiecte importante. Există. Unele care... Și în general, politica externă nu prea mai fac televiziunile, după cum ai văzut. Mai facem noi aici la Baia Alexa, mai vine domnul Iulian Chifu și ne mai povestește despre ce se mai întâmplă prin lumea asta. Cred că noi trăim în lumea asta și în Europa asta, nu trăim izolați, nu suntem mai enclavă. Sigur că da și eu zic că trebuie să știm și să discutăm și despre politica externă, pentru că trebuie să vedem tot contextul în care trăim, așa cum spuneai și tu. E foarte important. Sigur. Și mai ales încercam să îmi fac un exercițiu de imaginație. Dacă într-adevăr România va avea un rol important, va juca un rol important în aceste negocieri de pace dintre Israel și Palestina, acest lucru nu poate avea decât repercusiuni pozitive pentru țara noastră. Sigur că da, absolut. Să nu uităm că Israel este o putere economică foarte mare. Să nu uităm că este țara care practic investește prin oamenii săi potenți capital în întreaga lume. America cred că e cel mai bun exemplu, unde banii israelieni da, au clădit absolut, multe. Absolut. Putem vorbi de Elveția, putem vorbi și de alte țări. Deci nu poate reprezenta decât un lucru foarte bun.
Sigur că da, din toate punctele de vedere și din punctul de vedere al Statelor Unite, că suntem un partener privilegiat în acest fel, nu? Nu numai prin chestiunea asta cu acordul, cu participarea la medierea acestui acord, ci și faptul că avem, iată, scutul antirachetă care mai are puțin și devine realitate, da? Și deci contăm și asta e de mare importanță pentru România și pentru o țară mică care a reușit să se placeze, da, să fie vizibilă pe harta geopolitică a lumii. Da, foarte frumos. Andy, vreau să-mi povestești cum a fost la Zidul Plângerii, că s-au făcut atâtea glume cu Zidul Plângerii pe rețelele sociale în privința bilețelului, dorinței de pe bilețelul președintelui Traian Băsescu, dar aș vrea să ne povestești cum a fost, dar am înțeles că a fost o mare înghesuială acolo la Zid. Dacă mă întreb care a fost dorința, nu pot să ți-o spun, pentru că nu o știu nici glumeam, îți dai seama. Nu... Mulți au... Deci primele întrebări pe care au fost adresate președintele au fost: ce dorință v-a spus? Bineînțeles, m-a spus, a dat răspunsul că acea dorință nu se spune, asta spune tradiția, pentru că dacă o spui nu se mai îndeplinește. Și în 2009 și-a pus o dorință, el spune că s-a adeverit, dar nu a spus despre ce dorință este vorba. S-au făcut speculații, că era vorba fie de doilea mandat, fie de alte lucruri. S-au făcut pe rețele sociale diverse speculații, care mai încărcate cu umor, știi? A fost destul de haia să treaba. Deci cum a fost la Zidul Plângerii? Românii chibițează în general. Chibițează. Ne place să stăm la bârfă online, offline. A fost, în primul rând, imaginea de ansamblu. Cred că s-a și văzut în celelalte imagini. Acestea asta sunt imagine, de unde sunt aceste imagini? Imaginile exterioare cetății Ierusalimului, se poate vedea Zidul Cetății. Zidul Plângerii este practic în interiorul cetății. E practic un zid, e ceea ce mai rămas din templul lui Solomon. Ceea ce n-au să distrugă nici romanii, nici musulmanii, nici restul care a invadat acea zonă. Ei, bine, acolo la Zidul Plângerii am văzut chiar și românii. Erau vreo două grupuri de români. Am întâlnit, după cum spuneam, creștini, mozaici, musulmani, ortodoxi, catolici, un mix de oameni cam din toată Europa și din toată lumea. Erau și canadieni, pentru că fiind premierul Canadei, probabil crea și delegația lui pe acolo. Am întâlnit... Te rog. După cum îți spuneam, ți-am spus, oameni de toate felurile, de toate condițiile. În schimb, cu toții respectau regulile locului. Ca să intri la Zidul Plângerii, sunt două porți. Pe una intră bărbații, pe una intră femeile. Pe cea din stânga intră bărbații, pe cea din dreapta intră femeile. După care locul este din nou comun, e un fel de piațetă, dar și la zid, partea din stânga este bărbaților, cea din dreapta femeilor, nimeni nu încalcă regula. La fel, bărbații trebuie să-și acopere creștetul capului cu acea chipa, care cei care nu o pot lua de acolo după care trebuie să o returneze, pentru că așa spune că nu poți să apară capul descoperit în fața lui Dumnezeu, așa spune tradiția, iar femeile cu baticuri, cu... Sunt simple, nu sunt, dacă tradiționaliștii erau mai deosebite, cele care sunt puse acolo la dispoziția turiștilor sunt foarte simple, doar ca să se respecte. Dar să știi că și la noi în mănăstiri, în biserici nu se intră acoperit, n-am văzut chestia asta, dar în mănăstiri femeile trebuie să-și acopere capul și nu știu dacă și la bărbați e valabilă chestia asta, dar femeile în mod cert trebuie să-și acopere. La Ierusalim e valabilă. Inclusiv președintele și-a acoperit capul cu... Am văzut în poză, avea chipa. Aceea e tradiție și președintele Israelului și premierul Canadei a purtat, indiferent de religie, nu a contat religia, a contat obiceiul locului. Am înțeles că a fost și la Sfântul Mormânt, ați fost? Da, a fost și la Sfântul Mormânt, spațiul fiind foarte mic, nu am putut intra împreună cu presă, nu a putut intra cu tot cu delegația de presă, nici măcar cameramanul oficial nu a încăput. E un spațiu de, cât să zic, cam 2 metri pătrați cel mult, Sfântul Mormânt. Este totuși un mormânt, e un spațiu mic. Până și intrarea este foarte îngustă, ca să intri trebuie să te apleci. Și mai mult de două persoane nu pot intra în acel spațiu, pentru că nu te poți mișca. Străduțele, la fel, sunt foarte înguste. Tocmai de aceea, pentru a delegația
condusă de președinte cu cei câțiva consilieri, au mers fără presă acolo, pentru că străzile sunt foarte înguste, și era foarte greu să mergi cu un grup masiv, era foarte greu de asigura securitatea. Peste tot, având în vedere riscul, delegația a fost însoțită atât de SPP-ul românesc, cât și de serviciile secrete izraeliene. Plus lunetiștii de pe ziduri, care priveau foarte atenți, pentru că erau mare de oameni și nu puteai să știi, da, dincolo de toate filtrele de securitate, pentru că am uitat să spun, ca să ajungi la zidul Plângerii, treci prin trei filtre, cu detectoare de metale, cu tot ce cuprinde, și nu poți intra dacă ai arme albe, dacă ai... Ești întrebat când treci, indiferent ce badge ai în piept, ai arme? Ai arme albe, substanțe interzise, droguri? După care ești trecut prin scanner. Prima dată te întreabă, după care te trec prin scanner. Dacă văd că ești ok, te salută și mergi mai departe. Dacă nu... Eu mă întreb cum s-ar simți românii într-o asemenea situație. Deci, cum e românul curcotaș, să fie el controlat de 700 de ori, să trăiască așa cu numai cu o parte din cetățenii înarmați pe stradă. Deci eu cred că ar fi, dacă acum nu ne înțelegem între noi, îți dai seama ce ar fi într-o asemenea situație care este deja obișnuită în Israel. Să spunem Doamne ferește, Alexa. Să spunem Doamne ferește, desigur. Nu... Nu cred că nici israelienii, nici palestinienii nu s-au adaptat ușor. Dar să nu uităm că ei nu sunt prima generație. Cei de acum, tinerii de acum, de când s-au născut, au trăit în starea asta. Pentru ei este normală. Pentru cei mai în vârstă încă parcă au o tresărire. Parcă totul zilor nu se pare normal. Sunt unii mai în vârstă care își amintesc de perioada în care era liniște. Avem vreo declarație sau vreo opinie de a președintelui Knessetului? Șefului Knessetului? Și președintele Knessetului, și liderul opoziției, au apreciat vizita lui Traian Băsescu acolo și eforturile făcute pentru pace. Poate ți-am spus, cei din opoziție au fost puțin mai reticenți. Discuțiile au fost tete-a-tete, fără presă, iar declarațiile au fost cele oficiale în care erau aprecierile reciproce. Se feresc că atât izraelieni cât și palestinieni se declare foarte mult, având în vedere că se apropie D-Day-ul. Păi ce să declare? Că n-au căzut la nicio înțelegere deocamdată, că altfel ar fi încheiat acest acord. Sunt câteva puncte la care s-a ajuns la o înțelegere, dar rămân punctele cheie. Punctele de teritorii, de graniță. Punctele care au fost întotdeauna constituit... Și cred că punctul cel mai nevralgic este însuși Ierusalimul. Da. Aici, da, aia e o chestie. Să vedem cine va renunța sau cine va... accepta. Sau dacă vor reuși să coabiteze. La fel cum, da, cum oamenii pe simpli... Cum să coabiteze? Adică sunt două state cu aceeași capitală? Nu se poate. Practic, Israelul are capitala oficială la Tel Aviv. Doar da, câteva instituții le are în Ierusalim. Ori Palestina le are pe toate la Ramallah. Da, Israelul este, cum să spun, în aceeași măsură revendicat și de unii și de alții. Ierusalimul, este în aceeași măsură revendicat și de unii și de ceilalți, pentru că e simbolistica de acolo. Știi ce e înțelegi? Interesant, în schimb? Faptul că oamenii simpli din Ierusalim, palestinieni și izraelieni, au mutat să coabiteze. Ei coabitează. Dacă în exteriorul cetății este Ierusalimul de est și de vest, e partea evrească și partea arabească, cum se spune, în interior ei coexistă. Am văzut, mă uitam la magazinele de pe acele străduțe înguste, la magazinele suveniruri, unul palestinian, unul evreiesc, și îi vedeam stând de vorbă. Îi vedeam râzând, glumind și îi întrebam, dar nu, cum e? Zice, acum 20-30 de ani n-ai fi văzut așa ceva. E bine, acum am reușit să... Vreau să ne dăm seama că suntem vecini. E practic un război care nu e al nostru.
Înseamnă că la nivelul populației, oamenii simpli, la nivelul oamenilor simpli, deja acordul a fost încheiat. Deci ei pot coexista împreună. Există radical în ambele părți. Totdeauna vor fi. Unde nu există radicali. O radicalismul nu produce nimic bun. Până la urmă, oamenii echilibrați pot aduce pacea. Pacea înseamnă compromis. A zis bine Traian Băsescu. Păi da. Dacă nu renunță ambele... Dar și politica e arta compromisului, nu? Da, întotdeauna. Așa este. Și pacea e, de fapt, tot politică decisă. Tot de politicieni, da. De oameni aleși sau numiți. Dar aceasta, pot să zic că acești conducători ai ambelor state pot rămâne în istorie ca oamenii care au semnat pacea. Care au să pună capăt unui război care n-a dus la nimic bun. Au fost pierderi de ambele părți. Așa este. Rezultatul a fost, acestui stări conflictuale a fost, cum spuneam, exagerarea la paroxism a supravegherii, orașe împânzite de camere video, de oameni înarmați. Ori nu cred că nici italienii, nici palestinieni nu vor să-și crească copiii, generații viitoare, să crească în aceleași condiții. Ei își doresc pacea. Tot e ca undeva la vârstă să ajungă la un acord comun. Așa este. Odată încheiat acest acord, ar fi așa un fel de răsuflare, de ușurare a tuturor, da, în această privință, iar în ceea ce ne privește pe noi sau pe președintele Traian Băsescu, ar fi un sfârșit extraordinar de mandat sau un succes extraordinar la sfârșit de mandat sau la sfârșit de președinție. Așa este. Așa este. Și cred că s-ar putea ca anul ăsta să ne ofere surpriza unei păci în Orientul Mijlociu după atâția ani de război. Cred că este posibil. Niciodată nu putem spune că 100% e posibil. Never say never. Pacea nu se va instaura peste noapte. A, nu, acel shake hand nu va rezolva problemele. Dar, în schimb, va fi începutul instaurării normalității. Problema este că termenul limită e aprilie 2014 și vorba ta, mai sunt două luni și ceva până atunci. Nu știu dacă chiar vor avea, cum să spun eu, tăria să încheie acest acord, pentru că tu ai dreptate. Eu cred că cu restul se înțeleg ei. Cu Ierusalimul e mai problematic. E punctul nevralgic, pentru că acolo vorbim și de simbolistică și de alte lucruri, știi? Să nu uităm de istoria poporului evreu care, și istoria creștinătății care este legată de Ierusalim. Sigur. Păi tocmai. Și nu doar de Ierusalim. Mai sunt și celelalte orașe sfinte, mai este și Betleemul care Sigur. E tot la fel. Da. Andy, eu îți mulțumesc mult că ai venit în această seară în emisiune. Îmi pare rău că s-a întârziat, dar asta e. Îți mulțumesc și eu. Cu Grigore nu te pui. Până la urmă, trebuie și noi să coabităm. Trebuie să coabităm și noi, așa, până când o să trec cu vreo pancartă pe aici prin față. Și voi veni mediator între voi. Și da, și am nevoie de mediere. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să cu vii să ne povestești. Îți mulțumim pentru imaginile filmate și pentru această discuție. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne puteți revedea mâine dimineață între 7.30 și 8.30. Nu uitați să intrați pe platforma www.nasul.tv, pe pagina noastră de Facebook byalexa.tv. Vă dorim noapte bună și nu uitați să fiți iubiți. Expanding, I am psychedelic, I am vibration, I am timeless, I am unity, I am activating, I am me, we are all.